În această perioadă în care mercurul din termometre va depăși 30 de grade Celsius în Baia Mare la orele amiezii, medicii de familie recomandă populației să ia o serie de măsuri de protecție. Pe lângă o îmbrăcăminte adecvată, trebuie să ne hidratăm corespunzător și ne planificăm ieșirile dimineața sau seara. Recomand că în această perioadă lumea să poarte o îmbrăcăminte adecvată, deci subțire, mai degajată, fără foarte mult sintetic, dacă se poate gumbac. Doamnele, dar și domnii, se poartă pălărie, deci ar fi protejată de soare. Dacă vor să iasă la temperaturi, să iasă pe cât se poate mai de dimineață, nu la prânz, că soarele dolorește foarte tare, să se hidrateze, evident, să aibă la ei lichide în formă de apă, apă plată. Consumul de alcool în astfel de situații nu este deloc recomandat, atenționează Halatele Albe, deoarece induce o stare de moleșală și ne poate afecta sănătatea. Astfel, concepția conform căreia ne răcorim cu o bere rece este greșită, iar această practică nu este deloc benefică, ci chiar periculoasă. Consumul de alcool în această perioadă poate duce chiar la deshidratare, poate duce la pierderea energiei și la o stare de moleșală și atunci se poate întâmpla și de accidente, cum este cel de care povesteam, intrat în apă, fiind așa, sub influența alcoolului și a călcului și se poate întâmpla accidente grave. Dacă vrem să ne referim, este mai indicat să bem niște apă plată cu lămâie sau chiar apă minerală și nu alcool. În această perioadă, o mare atenție trebuie acordată sugarilor și copiilor care trebuie îmbrăcați corespunzător și protejați de radiațiile solare. Plimbările cu cei mici se pot face dimineața înainte de ora 10 și 11 și spre seara după ora 17-18 pentru a nu-i expune la temperaturi extrem de ridicate.